Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112 doar când ai o urgență. Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi pedepsit cu închisoare, cu executare. Astăzi punem murături, morcovi și alte acrituri. Iarna aici, vara-i departe, de ajun nu ne desparte, decât moșul care împarte darurile. Munciți, fetelor, munciți! Mm. Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Sunt frate și anul ăsta! 10 dacii noi pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Oh, oh, oh. Catena. Trăiește curat, colectează separat! Un județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. E responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse amalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! Astăzi punem murături, morcovi și alte acrituri. Iarna aici, vara-i departe, de ajun nu ne desparte, decât moșul care împarte darurile. Noi ne distrăm! Munciți, fetelor, munciți! Mm. Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Sunt frate și anul ăsta! 10 dacii noi pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Oh, oh, oh. Ai nimic, Catena. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva. Avem un invitat care vine din Ținutul Pădurenilor, este vorba de primarul comunei Ighelar, domnul Iancu Emerson Toma. Domnule primar, bine ați venit în studio. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Ne aduce și zăpadă sau numai impresii? Nu vă aduc zăpadă, nu? Din contră, când veneam încoace spre Deva, era zăpadă prin Peștiș. La noi este soare. E vreme frumoasă și ieri și astăzi. A fost. A nins anul ăsta? A apucat să ningă ceva sau nimic? A nins foarte puțin, dar a fost, a ținut. Într-un fel, pentru, cred că vă doriți mai puțină zăpadă. Din punct de vedere al administratorului, îmi doresc mai multă zăpadă, că e mai puțin de lucru în ceea ce privește degajarea drumurilor. Din punct de vedere personal, îmi doresc zăpadă pentru că sunt un iubitor al sporturilor de iarnă. Ce practicați? Schiu. Schiu. Unde mergeți cel mai des? Schiez cel mai mult în județ, pentru că și timpul este mai rezonabil ca să poți să ajungi înapoi acasă. Eu nu pot să stau multe zile. Da. Deci pe la Straja, probabil. Straja, Transalpina. Transalpina. Da. Mă bucur să am schiori în emisiune, că și mie îmi place tare mult schiul. Și mulți spun, domnule, urăsc iarna. Zic, de când am început să schiez, zic, nu pot să spun că urăsc iarna. Da. Haideți să discutăm puțin despre anul 2023. Mai este puțin timp și îl încheiem. Vă uitați înapoi cum vi s-a părut. Greu, ușor, suportabil? Acum, eu ce să spun, a fost un an, nu putem să spunem greu, pentru că ne-am asumat ca să fim aici, să fiu în această funcție. A fost un an solicitant, am avut mult treabă la primărie, am făcut foarte multe proiecte, pentru unele am primit finanțare, au urmat avizele pentru începerea lucrărilor.
După aceea am avut multă treabă pentru depunerea unor noi proiecte care încă nu au primit avizul de să fie acceptate. Dar în genere, eu zic că a fost un an benefic și destul de profitabil din acest punct de vedere al proiectelor. Care sunt, dumneavoastră ați fost mai rar la noi în emisiune, care sunt principalele proiecte pe care le-ați avut, mai ales dacă ați avut multe? Lumea știe foarte bine comuna Ghelare, este o comună de referință pentru Ținutul Pădurenilor. Sigur că biserica este un reper pentru multă lume. De ce proiecte sunt în derulare? Profitabile proiecte din acest punct de vedere este proiectul de apă și canalizare, care a obținut finanțare prin programul Angel Saligny. Este un proiect amplu. Au urmat avizele, acum am reușit să obținem avizele necesare pentru începerea licitației. În cel mai scurt timp vrem să facem și licitația, pentru ca în primăvară, cum se face vremea mai bună, să începem lucrările. Alte două proiecte sunt pe PNRR, proiecte pentru renovarea unor instituții publice. Aici este vorba de două grădinițe care vor, acum sunt tot la stadiu de licitație, de semnare de contracte, și până în vară probabil aceste grădinițe vor fi terminate, pentru ca anul școlar viitor să poată să înceapă într-o altă, în aceste locații care au altă față și sunt mult mai accesibile copiilor. Când ați vorbit de apă, canalizare, este vorba de toate localitățile din comună, toate satele? Sau? Este vorba de localitatea de satul Ruda, satul Ghelar, Cătunul Mănăstire. Mai avem satul Govăjdia și Plopu, care am depus din nou o altă finanțare pentru aceste localități. Acolo și numărul locuitorilor care au domiciliu stabil acolo este mai mic și am avut ceva probleme pentru depunere de proiecte pe aceste sate. Cred că asta este o problemă de populare a zonei. Cred că trebuie să luptați sau localnicii să fie atașați de ținut pentru a rămâne în zonă. Da. În genere sunt plecați la muncă, dar foarte mulți dintre ei lucrează în țară și în timpul weekendului se întorc acasă. Problema cu populația, cu descreșterea populației, este una care se întâmplă în toată... Este generală, nu este categoric, nu făceam trimitere o dată pe comună, da. Și numai la noi. Și noi, având în vedere și faptul că nu avem întreprinderi și fabrici acolo, atunci oamenii sunt nevoiți să meargă, să poată să câștige un ban, să-și întrețină familia. Dar spuneați de două grădinițe, asta înseamnă că totuși sunt încă destui copii. Populația școlară în ceea ce privește copiii care merg la grădinițe este una în ușoară creștere față de anii anterioare. Veste bună, da. Da. Problemele se ivesc, încă avem probleme la clase, de la clasa 1 până la clasa 8, clasa unde avem și învățământ simultan, clasa 0 este de sine stătătoare și acum, pentru că am spus, populația de preșcolară și antepreșcolară este în ușoară creștere. Asta înseamnă că fac mai mulți copii sau mai vin tineri care se mută în comună? Mai sunt care sunt și mutați noi în comună, dar sunt și tinerii care au copii, sunt acolo localnicii noștri.
Asta este o veste bună. Să, în foarte puține locuri, cu foarte puțini colegi ai dumneavoastră primari, am putut să tragem o asemenea concluzie că este populația în creștere. Dar, tragem concluzia, dar să nu fim prea grăbiți. Să nu fie prea, da, prematur. Pentru că este o perioadă, acum o să vedem ce urmează și în viitor, pentru că și prin aceste grădinițe, unde încercăm după aceea să dăm și să facem și program prelungit, atunci probabil sunt interesați și alții care în momentul de față stau în Hunedoara, pentru că programul părinților fiind unul aglomerat cu serviciu, copiii au nevoie și de acest învățământ prelungit ca să poată să stea până când ei își termină programul de serviciu. Care au fost cele mai mari probleme pe care le-ați întâlnit în 2023, care v-au dat mari bătăi de cap? Păi, probleme sunt de toate felurile. În genere avem foarte multe probleme cu rețeaua de apă, pentru că ea este una veche și are foarte multe probleme, tot felul de despărturi, de pierderi în rețea. Fiind și o localitate care suntem sus, undeva sus, spărturile se identifică foarte greu. Doar atunci când apare undeva apă, atunci putem să știm că se pierde. În rest, ea se duce în jos. Din stație și din bazine pleacă o cantitate și nu se regăsește în apometrele cetățenilor, ceea ce explică faptul că sunt foarte multe pierderi și aici am intervenit foarte mult. Mai am avut niște drumuri în perioadele de ploi, când au fost și acele calamități, am încercat să le rezolvăm până în momentul de față, dar încă nu sunt la stadiul cel mai bun de circulație, ci fapt care ne pune și în postura de a ne cere scuze oamenilor, pentru că nu, cu puțini oameni și cu utilaje puține, nu putem să redăm chiar în cele mai bune condiții aceste drumuri, dar se poate circula pe ele și sperăm ca în anii viitori să putem să rezolvăm și asfaltarea celor care au rămas. Mă gândesc că și problema banilor a fost una, modul în care se formează bugetul. Discutam cu foarte multă lume că această industrie, în cazul noastră minieră, căderea ei a pus localitățile într-o foarte, foarte mare dificultate. Exact cum a spus, nu este industrie, brusc cele două exploatări miniere din zonă de mult au fost închise și n-a apărut nimic în loc care să poată fi foarte eficient economic. Da, asta este o problemă care ne confruntăm și am și spus-o. La mine erau foarte mult personal. Se câștiga bine. Oamenii erau acolo în localitate. Acum merg, trebuie să facă naveta. Alții pleacă câte o săptămână în țară și vin doar în weekend. Acolo avem întreprinderi de armici, de lemn, gatere, niște croitorii, dar toate sunt cu personal foarte, foarte puțin, ca niște afaceri de familie mai mult. De asemenea, mai avem niște pensiuni acolo, dar, cum spun, nu, nefiind și într-o zonă de trafic, de drum național, de tranzit, ele se confruntă și cu probleme de activitate, mai mult lucrează pe evenimente. Da, zona este superbă, e adevărat, toată lumea vorbește de frumusețea Ținutului Pădurenilor, dar de la intenție și de la frumusețe până la materializarea unui turist care să poată fi considerat o industrie, cred că nu mai este. Da, este adevărat că singura și cea mai bună metodă și cale de a promova Ținutul Pădurenilor, care este unul foarte frumos, sunt și infrastructura rutieră. Acum, prin cele două programe
PNDL-uri de PNDL sau că am făcut această infrastructură în proporție, cred că, să nu greșesc, 80-90%, s-au realizat drumuri moderne, modernizate. Chiar săptămâna trecută s-a făcut recepția și la drumul județean care leagă satul Rudă de satul Păienița Voinii, un drum care este benefic și din acest punct de vedere a promovării Ținutului Pădurenilor, fapt care mă face să aduc și în această emisiune mulțumiri Consiliului Județean și președintelui Consiliului Județean Laurențiu Nistor pentru promisiunea pe care a făcut-o la Festivalul Pădurenilor și care a fost onorată chiar săptămâna trecută. Dânsul a spus că o să continue drumul spre Ținutul Pădurenilor în sus și atunci încercăm prin aceste căi de legătură între localități să putem să legăm zona de vest a Ținutului Pădurenilor de Hațeg, de Arsenie Boca, de... Și atunci, fiind drumuri, și turiștii sunt mai mulți și... Cu timpul ar putea deveni o, să zicem, să fie intrări financiare mai constante, că probabil aici este, cum a spus, sezoniere, evenimente, câștig 2-3 luni pe an ca să-mi ajungă tot anul, cumva, la genul ăsta. Da, da, cam asta este și... Zona are foarte multe oportunități, într-adevăr, și bine ați punctat, izolarea și drumurile sunt esențiale, pentru că ea s-a și dezvoltat așa, nu de azi, de ieri, ci de sute de ani. De-aia toată lumea spune că este un specific al Ținutului Pădurenilor, care îi diferențiază de Țara Hațegului, de chiar de restul, foarte, foarte... Izolarea zonei i-a făcut pe localnici să dezvolte o cultură proprie. Da. Și cum merge colaborarea cu ceilalți primari? Pentru că aici, cred că trebuie să fie o colaborare. Dacă aș veni acolo, ar trebui să văd mult mai multe zone, mult mai multe localități din mai multe comune. Noi acolo, în Ținutul Pădurenilor, am reușit să facem o asociație a primarilor din tot Ținutul Pădurenilor, un ADIU, pentru a reuși de comun să depunem proiecte și pe acest ADU, fiind și numărul de locuitori crescând prin ADU, și să încercăm și pe această cale să aducem un plus, valoare și dezvoltare Ținutului Pădurenilor. Am avut deja și câteva acțiuni în acest sens și o lansare de carte. Acum o să vedem ce ghiduri să deschid și dacă putem și pe ce putem să depunem un proiect comun pe acest ADI care să ducă la dezvoltarea întregii zone și a întregului ținut al Pădurenilor. Da, poate. Mă gândesc că în unele localități, nu din zona, în altă parte, casele de vacanță, să spunem, foarte mulți orășeni s-au dus acolo și și-au cumpărat case vechi pe care le-au modernizat, fie și care și-au ridicat case noi. A fost un adevărat exod spre anumite zone, dacă drumurile au fost bune, dacă infrastructura era bună și, cum spuneați dumneavoastră, colaborarea poate da naștere unor proiecte care să-i ajute. Da, aveți dreptate și țin să menționez că încă din pandemie, dar și datorită faptului că s-au modernizat aceste drumuri în Ținutul Pădurenilor, să știți că au început să se întoarcă foarte mult la case, să și le renoveze, au început cetățeni care și familii care nu sunt de acolo din zone să cumpere casele care erau nelocuite, chiar să cumpere teren și să-și construiască case, lucru care se întâmplă și în alte comune din Ținut. Chiar am fost cu
într-o vizită la colegul meu de la Leleste, la domnul Achim, și am fost cu el și acolo în satele care aparțin comunei Leleste și cam și la el același lucru. Au început să cumpere case și să vină tineretul, chiar dacă vine numai în weekend, a început să vină și să renoveze casele, și asta pe noi nu face decât să ne bucure că casele nu mai sunt părăsite și proprietățile sunt îngrijite. Printr-o coincidență chiar mă gândeam la domnul Achim, că el spunea cât de important este faptul că a obținut fonduri pentru cadastrarea comunei. Că am înțeles că a fost un proiect guvernamental sau ceva de genul prin care s-au acordat fonduri pentru cadastrarea gratuită. Da, și noi am fost prinsi într-un astfel de pilot, de program, pilot, și pilot a fost că în urma cadastrării s-au făcut și greșeli, care încercăm să le remediem și sunt greu de remediat. Noi am avut carte funciară deschisă, cu noua cadastrare pe unii cetățeni și chiar pe mulți, acest program i-a încurcat, cum se spune, și acum încercăm să rezolvăm, pentru că măsurătorile care s-au făcut acum cu sistemele acestea moderne nu mai au fost aceleași care au fost în urmă cu zeci de ani, făcute cu ruleta și cu compasul în teren, și atunci aceste diferențe de terenuri... Am pus nemulțumire în două omul, sau s-a trezit cu teren mai puțin probabil, sau da, cu vecinul. Da. Creșterea animalelor în zonă este o soluție? Creșterea animalelor în zonă este o soluție. Sunt câteva ferme de ovine și de bovine, atât de lapte cât și de carne. Sunt două de carne, de lapte una. Sunt și de creșterea ovinelor, dar problema agricultorilor este una mare, pentru că nu găsesc forța de muncă. Foarte greu găsești forța de muncă, pentru că oamenii în genere nu mai vreau să lucreze în agricultură, le trebuie meserii care să fie mai comode. Și în agricultură nu e ușor deloc. Și ei își duc în continuare activitățile, dar tot timpul când am discuții cu ei se plâng de acest lucru. Din ceea ce îmi spuneți, nu cred că este ușor să fii primarul unei comune într-o zonă foarte... Toată lumea vă spune, domnule, ce frumos e acolo, entuziasm, nu știu, dar cred că problemele primarului sunt de altă natură față de ale turistului care stă acolo o zi, două și după aceea pleacă. Asta este adevărat și aici localitatea Ghelar este și una mai mare din acest punct de vedere, ca și Teliucu. Suntem localități mai mari unde locuitorii sunt acolo în permanență, 80% din ei, și atunci tot timpul avem și nemulțumiri care sunt evidente. Avem discuții cu oamenii, încercăm să le rezolvăm problemele, pentru că în localitățile mai mici, unde oamenii vin numai în weekend, acolo nu se confruntă cu aceste probleme. Noi suntem ca și cei de la oraș, dar păstrând proporțiile, pentru că suntem mult mai mici decât ei. Și apare această componentă a izolării, pentru că ce bine ați punctat, cei care sunt la șosea, ca să zic așa, o să duc o viață mai ușoară, sau apropiați de localități mari. Sunteți aproape de Hunedoara, dar nu suficient de aproape, și mai ales că nici Hunedoara nu mai poate absorbi forță de muncă cum o făcea pe vremuri. Da, este adevărat. Avem cetățeni din localitatea noastră care lucrează și în Hunedoara, dar în același timp avem care lucrează în Deva. Fac navetă destul de lungă, pe lângă cei care sunt plecați în țară și vin doar în weekend, cum spuneam adineaori. Prin urmare, proiectele sunt partea pozitivă, cele care ar putea încuraja oamenii să rămână acolo, să aibă alte condiții de viață.
să li se pară mai ușor să ai apă, canal, să ai aceste facilități. Da, păi asta este un lucru evident, dar în același timp suntem și vreau să aduc în discuție și acest lucru. Anul acesta a fost aprobat în urmă cu câteva luni și proiectul de finanțare pentru gaz. Și este un lucru foarte, foarte bun pentru noi, pentru locuitorii din comuna Ghelar. Mulți dintre ei știu, au salutat și s-au bucurat de acest lucru. Am început măsurătorile ca să, în cel mai scurt timp, anul viitor, aș vrea anul viitor, să putem să scoatem la licitație și acest proiect. Problema se va pune, ne-am gândit și la asta, am mai văzut ceva emisiuni și la televizor și în alte părți în țară, că mulți dintre cetățeni poate nu o să aibă posibilitatea să lege, să-și facă instalațiile interioare, pentru că noi ducem gazul acasă, dar în interior și prețurile sunt destul de piperate din acest punct de vedere, dar foarte mulți de care am vorbit sunt dispuși să lege, pentru că este și un confort, un alt confort în ceea ce privește conviețuirea. Să știți că aici am discutat cu, cum spuneam, cu primari care au venit și din zona Bradului și de pe Valea Mureșului. La începutul războiului cu Ucraina, anul trecut, era o teamă. Toți primarii spuneau, domnule, până în 2022, când a început războiul, toți, vai ce bine, vine gazul. Începutul războiului a produs acea teamă și ridicarea, creșterea prețurilor. Și spuneau, noi, ce ne teamă că băgăm gazul și oamenii nu mai vor să își facă instalația că de teama prețurilor. Au trecut vreo 6-7 luni, s-a văzut că Europa a reușit să compenseze gazul adus din Rusia și, spre bucuria mea, cumva, în ultima vreme, au fost exact la de opinia dumneavoastră. Domnule, zice, omul vede că prețul este accesibil și îl permite și decât, zice, populația satului îmbătrânită, decât să mai taie lemne, să mai comande, să mai nu știu ce, i-am învățat că pot să-și facă numai o flacără, să vadă când, cum, să se descurce mai ușor. Probabil că și aici se va aplica. Păi este adevărat și este și un alt confort, dar în același timp există și probleme tot mai mari în ceea ce privește aprovizionarea cu lemne. Noi am încercat să ajutăm, dar cotele de lemne scad de la an la an, ca să putem să-l dăm spre populație, mai ales prin faptul că foarte mulți dintre locuitori și la foarte multe case și-au construit sisteme de încălzire și atunci folosesc, consumă mult mai mare cantitate de lemn, pentru că înainte se făcea focul doar în sobă, soba consumă o anumită cantitate de lemn și ține și soba, acele sobe făcute din teracotă, din cărămidă, țin și căldura. Acum cu centralele, cotele de lemn și de consum la fiecare familie care are central punct termic cresc mult mai mult. Adevărat că crește și confortul în casă, că ai încălzit toată casa, baie, dar zona e totuși una de munte, omul trebuie, are nevoie de prin noiembrie, deja octombrie. Și atunci venirea variantei cu gazul, cred că este un plus aici la noi în zonă. Mi se pare și o necesară modernizare, va duce categoric la creșterea valorii terenurilor, pentru că să zici, domnule, am gaz, curent, canalizare și apă, deja eu... Păi și prin faptul că s-a investit și s-au reabilitat sau făcut aceste drumuri modernizate, s-au modernizat aceste drumuri, prețul la terenuri a crescut deja. Crescut. Da. Da, ceea ce este bine. Vă gândiți la un nou mandat? Păi vreau
Mai este un an, aproape un an până atunci, dar oricum... Da, nu să ne gândim, pentru că am început aceste proiecte și vreau să le duc mai departe. A fost o muncă infernală, titanică, atât a mea prin drumurile pe care au trebuit să le fac, cât și a echipei din primărie, pentru că am o echipă ok și bună lângă mine care s-au implicat. Și atunci vreau să duc mai departe aceste proiecte, să le duc la bun sfârșit. Deci răspunsul este da. Răspunsul este da. Răspunsul este da. Practic, ce sunt aceste proiecte în derulare? Ne-a spus că urmează și altele, probabil, dar asta depinde și de axele de finanțare care vor fi accesibile pentru 2024. Da, noi am făcut anul trecut, că de asta bugetul a fost... Bugetul local a fost unul la o comună ca noi, nu poate să fie mare. Am făcut măsurători, am făcut releveele pentru toate clădirile publice, pentru blocuri, pentru tot. Așteptăm acum acest val la renovării, pentru că atunci când s-a deschis, acum 2 ani, s-a deschis axa de finanțare pentru reabilitare blocuri, s-a deschis doar pentru zonele de orașe. Nu s-a luat în considerare că și sunt și comune care au blocuri și nu un bloc sau două. Da, noi avem da. Mai multe. Este un cartier întreg și așteptăm să deschidă această axă, să putem să depunem proiectele. Ele sunt pregătite pentru a fi puse. Cofinanțare este asigurată de Consiliul Județean, mă gândesc, sau din fonduri guvernamentale, pentru că știu că s-au reușit singuri din bugetul local? Păi, acum o să vedem cum este, o să încercăm și din bugetul local, o să facem priorități, să vedem unde investim în prima fază. Noi am mai avut un proiect pe POCU, unde s-au reabilitat 6 blocuri care au 3 niveluri. S-au reabilitat încă 3 blocuri cu 4 etaje, deci 5 nivele, s-au reabilitat, s-au modernizat, au mai rămas încă, cred că 8, și atunci sunt toate blocurile din acel cartier sunt reabilitate. Da, specificul industrial minier al comunei, al centrului de comună a dus la apariția acestui cartier de blocuri. Chiar discutam cu cineva nu cu mult timp în urmă, că spunea, zice, oamenii ar pleca de la bloc instantaneu. Deci oamenii nu au trecut la casă, domnule, lăsăm blocul și îmi cumpăr casă sau îmi fac casă. Chiar cu viteza cu care sperau unii. Ce să spun? Da, oamenii vreau să se mute de la bloc la casă, dar vedeți dumneavoastră și posibilității fiecare familie. De la dorința la putință mai e o distanță. Mai este și sunt unii care s-au învățat, au case și stau mai mult în apartament decât la casă. Poate fi mai comod, chiar am mai demonstrat. Mai comod, sigur. I-am spus unui, eu stau undeva la bloc și am spus unui cunoscut, băi, zic, dacă eu închid căldura complet, nu scade temperatura sub 15 grade de la ceilalți. Da. Deci nu-i chiar așa rău cu combustibilul cum se putea... Da. Ce le-ați pregătit, pentru că suntem pe final de emisiune, ce le-ați pregătit oamenilor în această lună decembrie? Știu că fiecare primărie, după posibilități, face câte ceva pentru cetățeni. Vedeți dumneavoastră, noi acolo... Prea multe activități nu putem să facem. Acum, Căminul Cultural Clubul Minerul, cum era denumit și este denumit, da. Am început să-l renovăm puțin. Am schimbat geamurile, ușile, toată timplăria. Am început să lucrăm la acoperiș. Proiectul este depus și pe CNI, dar acum CNI-ul stă, pentru ca de anul viitor să putem să redăm spectacolilor. Nu putem să facem multe, dar de 2-3 ori pe an, de Paști, de Crăciun și când sunt zilele nedeia tradițională, să putem să ne desfășurăm activități în el. În această perioadă am avut în post o colaborare bună și cu
cu preotul paroh de acolo de la noi și în fiecare duminică a avut și dânsul, a avut dânsul invitat și în fiecare duminică a fost un program de jumătate de oră, 30 de minute, 40 de minute de colinde în catedrală. Oamenii s-au bucurat pentru că li s-au oferit aceste concerte și sperăm ca de anul viitor să putem să reînviem acele spectacole dedicate sărbătorilor de iarnă, care mulți ani în urmă erau foarte, foarte apreciate de cei care participau. Am avut o experiență foarte plăcută când eram tânăr reporter la Televiziunea Română, cred că acum vreo 20 de ani, dacă nu mai mult. L-am cunoscut pe un preot, nu știu dacă mai trăiește, nu cred, Dan, din Ruda Ghelar, parcă. Și ne povestea din tinerețea lui cum mergea cu motocicleta, era, zice, prin anii 70-80 să mergi un preot cu motocicleta, ce se uitau ăștia la mine ca la arătare. Dar atât de frumos a povestit, era vară, e adevărat, și am și scris un articol atunci, pornind de la ceea ce ne-a spus el, zice, știți cum așteptau oamenii ca pe cireașa coaptă? Probabil că și acum preotul face, trebuie să meargă pe la biserici, așa după program. Da, catedrala din Ghelar are preot... Permanent, aia clar, da, este prea mare ca să fie altfel. Și, dar este vorba de catedrala, biserica din Rudă, unde preotul care este acolo trebuie să țină slujbă și în satul Poienița Voinii și la Bunila, și atunci avea de mers, inclusiv când se mergea înainte, da, cu Iordanul, și preotul, părintele Dan, mergea, avea motocicletă, mă aduc și eu aminte, da, pentru că nu am... Iată că am făcut și trecerea exact spre finalul emisiunii, suntem în săptămâna premergătoare Crăciunului, doar câteva zile ne mai despart. Aveți posibilitatea să le adresați locuitorilor un mesaj de Crăciun. Da, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, de anul nou și toate sărbătorile din preajma anului nou, sărbătorilor de iarnă, vreau să adresez și eu locuitorilor comunei Ghelar sărbători fericite, un an nou mai bun, să fie mai înțelegători și unii cu alții și cu noi, și atunci cu siguranță vom reuși să realizăm cât mai multe lucruri. Încă o dată sărbători fericite tuturor celor care ne ascultă în acest și ne vizionează în acest moment, și tuturor un călduros la mulți ani. Eu vă mulțumesc și vă spun și numele meu și al colegilor sărbători fericite, multă sănătate, să ne vedem cu bine și să vă iasă toate proiectele pentru 2024 și pentru toată viața în general. Vă mulțumesc mult și eu. Doamnelor, domnilor, punem punct aici emisiunii, al cărei invitat a fost domnul Iancu Emerson Toma, primarul comunei Ghelar. Încă o dată mulțumesc pentru prezență. Le mulțumesc colegilor pentru asistență tehnică. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! Astăzi punem murături, morcovi și alte acrituri. Iarna aici, vara-i departe, de ajun nu ne desparte, decât moșul care împarte darurile. Noi ne distrăm! Munciți, fetelor, munciți! Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Ce? Sunt frate și anul ăsta! 10 dacii noi, pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Ce-ai muncit, mă, la viața ta, băi? Nu, violentule, ce ești? Instituții. Violentule! Dă-mi ăla de jos! Dai într-o femeie, mă! Dai într-o...
într-o femeie, dai într-o femeie. Nu-ți e rușine, mă, să dai într-o femeie să vorbești în halul ăsta. Nu-ți e rușine, mă, ai vrea tu să faci infarct. Ia uite cum îl apă.